Haideți să continuăm cu rodirea în rugăciune. Să învățăm cum putem rodi în rugăciune. În dimineața aceasta, ajutorul Domnului, vom învăța câteva lucruri despre puterea rugăciunii. Pentru că atunci când vorbim despre rugăciune, trebuie să avem în vedere că nu doar faptul că Dumnezeu ne ascultă și că Dumnezeu împlinește nevoile noastre. Trebuie să avem în vedere și ce înseamnă rugăciunea, lucrarea rugăciunii, cum lucrează rugăciunea în viața noastră. S-a citit din Iacov 5, aș vrea să citesc de la 16 la 18. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fervintea celui neprihănit. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și a dat rodul. Amin. Aș vrea să vedem puterea rugăciunii în viața Domnului Iisus Hristos și apoi puterea rugăciunii în viața noastră, în viața credinciosului. Dar mai întâi de toate vreau să vă spun ceva despre putere, la general. Și, deci nu despre puterea rugăciunii vreau să spun, însă este vorba de puterea lui Dumnezeu, la general. Puterea lui Dumnezeu se face desăvârșită în viața noastră atunci când noi suntem slabi. Puterea lui Dumnezeu se face desăvârșită în slăbiciunea noastră. Nu în tăria noastră, nu în puterea noastră, nu în pregătirea noastră. Puterea lui Dumnezeu se face, lucrează atunci când noi suntem zero. Știți, atunci când noi suntem zero, Dumnezeu lângă zero e unu și unu lângă zero înseamnă 10. Noi zero cu Hristos, împreună cu Hristos, devenim creștini de nota 10. Nu s-a inventat nota 100, că trebuia să mai adăugăm un zero. Dar este nota 10 și se mai poate spune nota 10 cu felicitări, nota 10 cu plus, nota 10 cu felicitări. Despre asta altă dată să vorbim. Haideți să nu pierdem timpul și să privim la Domnul Iisus Hristos, să vedem puterea rugăciunii în viața Lui. Știm că Domnul Iisus Hristos a fost și este Fiul lui Dumnezeu. Pe pământ a fost revelația specială a lui Dumnezeu. Hristos s-a descoperit pe sine, nouă oamenilor, prin Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos spune, cine m-a văzut pe mine, îi spunea lui Filip, l-a văzut pe Tatăl. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl, adică pe Dumnezeu Tatăl. Și cu toate că era Fiul lui Dumnezeu, El a avut nevoie de rugăciune. El s-a rugat. În Luca, capitolul 6, versetele 12 și 13, ne spun că El s-a rugat o noapte întreagă înainte de a alege pe cei 12 ucenici. O noapte întreagă. La evrei, știți câte ore era noaptea? 12 ore. O noapte la evrei era formată din 12 ore. O noapte întreagă s-a rugat pentru ucenici. Câți ucenici? 12. Prin urmare, s-a rugat câte o oră pentru fiecare ucenic. Cum, Doamne, te-ai rugat și pentru Iuda o oră? Te rugat și pentru fiii lui Zebedei o oră? Pentru fiecare câte o oră? Că ăștia au cerut foc odată să vină peste samariteni. Iuda a fost un hoț, un înșelător, un trădător. Te rugat pentru Petru? O oră te rugat? Nu cumva ai pierdut o noapte în rugăciune? Nu cumva ai ales greșit? Nu se poate înțelege oare că după atâta rugăciune,
și o astfel de alegere să fie noaptea aceea rugăciune pierdută? Pentru noi, da, pentru Dumnezeu, nu. Pentru Iisus, nu. Ce înțelegem sau ce putem înțelege de aici? Că Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, că Domnul Iisus Hristos n-a vrut să aleagă oameni perfecti. Nu se găseau, el era omul perfect. N-a vrut să îi aleagă pe oamenii cei mai dispusiți, cu pregătirea cea mai aleasă, cu inima cea mai aleasă. A vrut să aleagă oameni care, mai târziu, erau gata să plătească prețul și orice preț pentru el, pentru Evanghelie. Și el știa că Petru, într-o zi, se va ridica și va spune evreilor, voi l-ați răstignit. El știa Iisus. Chiar dacă s-a lepădat Petru. El știa. Știa mai dinainte. În rugăciunea Domnului Iisus Hristos a fost putere. Domnul Iisus Hristos nu s-a rugat doar atunci când a făcut alegeri sau când trebuia să facă alegeri și în special să aleagă 12 oameni pe care să-i echipeze, să-i pregătească și apoi să-i trimită. E important, nu? Trebuie să înțelegem lucrul ăsta, să învățăm de la Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos este modelul suprem de rugăciune pentru noi. Și nu numai pentru rugăciune. Nu numai în domeniul rugăciunii este model suprem. În orice domeniu din viața noastră, Domnul Iisus Hristos este model suprem. Binecuvântat să fie numele. Dar să învățăm de la El atunci când trebuie să facem alegeri. Și mai ales alegeri importante, să ne rugăm înainte. Și avem exemple în Sfânta Scriptură de oameni care l-au întrebat pe Dumnezeu înainte de a face ceva. Un David l-a întrebat pe Dumnezeu. Să merg să mă lupt sau să nu merg să mă lupt? Prima oară a zis, du-te. Și a trebuit să se mai lupte dată. Filisteni, nu? Și David a zis, dacă Domnul mi-a zis odată să mă lupt, mă duc la Domnul. N-a făcut. Doamne, să mă duc, să mă lupt. Și Domnul zice, asta nu, stop, stai. Ce înțelegem de aici? Este foarte important să rugăm pe Dumnezeu, să petrecem în rugăciune, să-L întrebăm atunci când avem de făcut alegeri importante. Să nu facem de capul nostru. Măcar dacă greșim, să greșim împreună cu El. Dar vă garantez că nu vom greși niciodată când noi Îl angajăm pe Dumnezeu în problemele noastre, în alegerile noastre. Niciodată nu vom greși. Apoi, să ne rugăm lui Dumnezeu atunci când ne stau în față lucrări importante. Domnul Iisus Hristos avea obiceiul să se suie pe munte și să se roage și în special atunci când termina o lucrare de făcut, în Matei 14, citim despre acest lucru, și când ucenicii se duceau să se odihnească, El se ducea să se roage. După ce, de exemplu, au înmulțit pâinea, a hrănit acele mulțimi cu pâine și le-a spus ucenicilor să plece dincolo, să treacă Marea Galilei dincolo, El a rămas pe mal, pentru ucenici a rămas pe mal. Pentru El a fost munte. El s-a rugat pe munte. S-a urcat pe munte să se roage. De ce credeți că avea obiceiul acesta să se retragă pe munte, deoparte, să fie singur? După o zi istovitoare de predică, de vindecări, de eliberări, de consum de energie, nu se ducea să se culce, să se odihnească. El se ducea pe munte, să fie singur deoparte. De ce credeți că plăcea acest lucru? Păi era dor de Tata. Păi era dor de Tata. Se plăcea să aibă intimitate cu Tata. Să vorbească cu Dumnezeu. Noi nu știm ce se ruga, dar intuim. Cred că El îi mulțumea lui Dumnezeu. Tată, îți mulțumesc că ai mulțit acest lucru și ai hrănit acest mulțit. Tată, îți mulțumesc că ai eliberat acești oameni din sub puterea Satanei. Doamne, îți mulțumesc
că ai vindecat. Doamne, îți mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc. Și apoi el ruga pe Dumnezeu. El o lua înaintea zorilor. Dis de dimineață. Se scula înaintea ucenicilor. Și mergea să se roage. De ce? Nu vrea să facă nimic fără puterea lui Dumnezeu. Știa că în rugăciune, în rugăciunea lui, era declarația de dependență a lui față de Dumnezeu, nu vrea să facă nimic singur, dar în același timp, în rugăciune, el primea putere. Prin rugăciune, primea putere de la Dumnezeu. N-avea el putere? Ba da. Dar așa a înțeles. Și întărea intimitatea cu Tatăl prin rugăciune. Și nu numai că o păstra în sensul ăsta, am spus, dar era și el întărit, era dor de Tatăl. Și să învățăm și noi lucrul acesta, să ne fie dor de Tatăl. Să ne fie dor de Tatăl. Să petrecem timp. Dacă ți este dor de Tatăl, lași totul. Și te rogi. Dacă nu ți este dor de Tatăl, te pune păstorul la rugăciune, te pune numai cu cine la rugăciune, te îndeamnă Duhul Sfânt la rugăciune. Și rămâi de tot. Că nu ți-e dor de Tatăl. Când este dor de Tatăl, lăsăm totul. Când alții dorm, noi stăm cu Tatăl. Când alții se ocupă cu alte lucruri, noi stăm cu Tatăl. Când sunt epuizate resursele noastre de orice fel, alergăm la Tatăl. De ce? Pentru că la Tatăl primim putere. De la Tatăl primim putere. Am mai venit pe Domnul Iisus Hristos, înainte de răstignire, în grădina de Ghețimani, că s-a rugat de trei ori lui Dumnezeu să îi se îndepărteze paharul, nu? Paharul suferințelor. Nu că nu știa care e voia lui Dumnezeu, știa că aceasta este voia lui Dumnezeu, dar voia în umanitatea lui să scape de răstignire. Și a zis, dacă e, Doamne, după voia, dacă voia ești, îndepărtează. Totuși facă-se voia ta, nu cum voiesc eu. Înainte de răstignire, el a avut nevoie de rugăciune. Înainte de încercări, înainte de problemele din viața noastră, avem nevoie de rugăciune. Oamenii ne răstignesc. Dacă. Unii nu sunt răstignire. Nici din partea oamenilor și nici din partea lor. Adică ce spune Pavel în Galateni 2:20. Am fost răstigniți împreună cu Hristos și trăiesc. Am fost răstigniți împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în El. Amen. În Iisus Hristos, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Slăviți să fie Domnul! Amen. Și tot Pavel spune despre răstignirea, că trebuie să ne răstignim. Dar nu despre răstignirea asta este vorba, ci de prigoana din partea lumii. Bagiocurile din partea lumii. Ca să rezistăm, ca și ca să avem putere, trebuie să ne rugăm Dumnezeu să ne ajute. Iată sub ce formă vedem în viața Domnului Iisus Hristos manifestarea puterii rugăciunii. A fost putere în alegerea Lui, a fost putere în slujirea Lui, a fost putere în a accepta voia Lui Dumnezeu pentru răstignire. Puterea rugăciunii în viața noastră, în viața credincioșilor, pe lângă ceea ce învățăm de la Domnul Iisus Hristos, mai putem desprinde de Sfânta Scriptură că rugăciunea are puterea de a deschide ochii inimii noastre. Și avem nevoie de ochi deschiși. Avem nevoie de ochi deschiși. Pavel se roagă Domnului pentru Efeseni, în Efeseni capitolul 1, de la versetul 17, el spune așa, și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Și să, atenție, vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui. Și care este nădejdea chemării Lui Dumnezeu pentru noi? Viața veșnică. Mântuirea și viața veșnică. Păi de aia suntem azi aici. Că avem nădejdea primită deja de la Dumnezeu că vom ajunge în cer. Și venim să ne pregătim pentru așa ceva. Dumnezeu ne-a deschis ochii în minții noastre să pricepem acest lucru. Care este nădejdea chemării Lui? Și apoi, ca să pricepem care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți.
Care este bogăția slavei moștenirii lui în sfinți? Ce moștenire am primit? Noi am fost făcuți moștenitori împreună cu Hristos. Suntem moștenitori ai lui Dumnezeu împreună cu Hristos. Cine este Hristos? Fiul lui Dumnezeu. Cine suntem noi în raport cu Dumnezeu? Fiul lui Dumnezeu. Aceasta mărturisește Duhul Sfânt. În Romani 8 spune Apostolul Pavel. Duhul ne face să spunem Ava și mărturisește, adică tată sau tăticul în original, și ne face și mărturisește împreună cu noi că suntem moștenitori. Și ce moștenitori? Praful de pe tobă? N-avem tobă. Unii umblă după praful de pe tobă. Înțelegeți să spun, da? Ce mă spun? Cerul. Cu tot ce e în cer. Cerul este în noi acum. Cerul este în tine acum. Dacă e Hristos în tine, e și cerul. Amin. Dacă e Hristos în noi, e și cerul. Și o spun de la mine? Nu. Pavel spune că noi suntem așezați împreună cu Hristos une. Unde? În locurile cerești. Stăm pe scaunele acestea, umblăm cu picioarele pe pământ, dar în același timp suntem, din punct de vedere spiritual, în locurile cerești. Suntem deja moștenitori și Dumnezeu ne-a deschis ochii. Pavel se roagă pentru ca efesenii să aibă ochii deschiși și să priceapă bogăția slavei moștenirii în sfinți. Rugăciunea deschide ochii minții. Dacă cineva nu vede, așa cum Pavel spune în efesenii, să se roage. Și Dumnezeu face acest lucru pentru că aceasta este puterea rugăciunii. După aceea, rugăciunea deschide ochii minții ca să ne ajute să pricepem care este nemărginita mărimea puterii tăriei Lui. Și mie îmi place tare mult cuvântul ăsta. Tare mult îmi place. Pentru care ne face cu autoritatea. Cu autoritatea lui Dumnezeu. Are de face și cu dunamis, dinamită, puterea care explodează din noi și ar trebui să explodeze să se vadă, dar are de face și cu exusia, care înseamnă autoritate. De unde pricep lucrul acesta? Eu pricep. Și-ar vrea să pricepe și dumneavoastră. De faptul că Dumnezeu mi-a deschis ochii, minții și înțeleg ce spune Pavel mai departe. Tăria, puterea tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți, dar și pe noi ne-a înviat spiritual, nu? Și pe noi ne-a înviat spiritual, asta le zic eu. Și l-a pus așa de la dreapta sa, în locurile cerești. Am mai auzit sintagma asta, în locurile cerești? Astăzi? Da. Noi suntem împreună cu Hristos unde? În locurile cerești. Și dacă suntem în locurile cerești împreună cu El spiritual vorbind, înseamnă că suntem și noi în El, la dreapta lui Dumnezeu. Eu cred cu lucrul ăsta, că așa scrie. Dacă scrie așa, așa spun. Așa înțeleg. Și dacă lucrurile stau așa, înseamnă că am în mine această autoritate, această putere, pentru care Pavel s-a rugat să o aibă efesenii, și o avem și noi dacă avem ochii deschiși, ochii minții, ca să înțelegem. Și mulțumim lui Dumnezeu că El ne-a binecuvântat. Însă, eu personal și dumneavoastră avem nevoie de manifestarea acestei autorități în viața noastră de zi cu zi, peste, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice legătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor slăvit să fie Domnul. El a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce îndeplinește totul în toți. Și dacă a pus totul sub picioarele bisericii, biserica este trupul lui Hristos, înseamnă că tot ce scrie aici, domniile și nu, ce stăpâniri sunt aici, sunt sub picioarele tale, sub picioarele mele. Da sau nu? Trebuie sau nu? Amin. Asta ar trebui să se întâmple. Ochii deschiși, deschiși de puterea rugăciunii, în urma rugăciunii, prin rugăciune. Și de aceea e nevoie ca în fiecare zi să ne rugăm, Doamne, deschide-mi ochii tot mai mult ca să pricep, să înțeleg, să știu și să pot beneficia, Doamne, de manifestarea aceasta, a puterii acesteia în viața mea. Ca să nu ne mai
diavolul și să ne facă ce vrea cu noi. Și noi, și noi să stăm deasupra lui. Rugăciunea produce biruință. Matei 17, 14, 21, eu doar o să punctez, nu o să mai dezvolt. Ce fel de biruință? Biruință asupra atacurilor duhurilor rele. Duhurile rele ne atacă zi de zi. Și n-ar trebui să aibă putere. Când mă rog. Și trebuie să mă rog ca ele să n-aibă nicio putere. Când vin împotriva mea, să se izbească de zidul rugăciunii. Când vin împotriva mea, să se izbească de zidul sângelui Domnului Iisus Hristos. Când vin împotriva mea, să se izbească de zidul numelui Domnului Iisus Hristos. Pe toate le chem și le pun peste mine prin rugăciune. Amin. Și trebuie să o facem fiecare zi. Trebuie să o facem fiecare zi. Să spui în fiecare dimineață, Doamne, mă supun ție și îmi pun sub protecția ta familia mea. Soția, soțul, copiii, sub protecția ta, ca cel rău să nu poată. Domnul Iisus Hristos spune că acest soi de drag iese numai prin poșa rugăciunii. Poți birui duhurile rele doar prin rugăciune. Și rugăciunea presupune luptă. Apoi biruința asupra ispitelor din partea diavolului. Pentru că vine diavolul și ne ispitește. Ne ațâță firea și alte lucruri. Martin Luther spunea că rugăciunile mele sunt mai puternice ca diavolul. Trebuie să fie. Amin? Dar dacă n-ar fi așa Luther, el vorbea despre el, s-ar fi simțit de mult altfel. Dacă aș neglija rugăciunea o singură zi, aș pierde mult din flacăra credinței. Dumnezeu să ne binecuvinteze să luptăm în rugăciune. Și cum spune Pavel în Roman 15:30, să ne unim cu toții. El cerea romanilor, dar noi acum ne cerem unul altuia să ne unim și să fim uniți în lupta aceasta în rugăciune. El spunea, rugați-vă împreună cu mine în rugăciunile voastre pentru mine. Ne rugăm și ne luptăm în rugăciunile noastre pentru noi, unii pentru alții, pentru ca Dumnezeu să dea rezolvarea problemelor noastre. Și nu în ultimul rând, puterea rugăciunii în viața credinciosului slăbește firea. Roman 6:19-22. Cine se roagă, nu păcătuiește. Cine păcătuiește, nu se roagă. Când te rogi, scapi de robia păcatului, nu mai stăpânește păcatul peste tine. Când te rogi, faci ca mădularele tale să nu mai fie roabe ale păcatului, ci roabe ale neprihănirii. Iar rezultatul va fi sfințirea. Orice rugăciune făcută este o declarație de sfințire. Pentru că atunci când te rogi, te separi de păcat. Orice declarație de sfințire înseamnă separare de păcat și punere deoparte pentru Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ca prin Duhul și noi prin rugăciunile noastre reușim să-L atragem și să-L avem pe Duhul, facem să moară faptele firii pământești. Rugăciunea deschide ochii minții și pentru asta trebuie să ne rugăm în fiecare zi. Să avem priceperea de la Dumnezeu, să înțelegem tot mai mult cum vrea Dumnezeu, cum ne învață El. Rugăciunea produce biruință și trebuie să ne rugăm ca să biruim. Și rugăciunea slăbește firea, că slăbește pe Adam, slăbește coana ferică, pe coana ferică. S-au zis, nu? De coana ferică. O slăbește. Nu vă mai pun să spun întâmplarea că timpul s-a expirat, am depășit 5 minute. O să iau din anunțuri și din altceva, dar vreau să vă spun următoarea întâmplare. Ăla care avea doi câini și care vrea să îi ducea la lupte de câini și punea pariuri, bineînțeles, pe câte unul din ei. Și totdeauna câștiga. Pentru că paria, pe cine paria, ăla câștiga. Și prea câștiga. Și cineva l-a întrebat, băi, dar cum se întâmplă de nimerești de fiecare dată? Și într-un final a desfăluit secretul. Și domnule, eu cu 3-4 zile, cu un timp înainte de concurs, de luptă, pe unul țin într-o cușcă și nu-i dau să mănânce, pe altul țin în altă cușcă și hrănesc bine. Și ăla care este hrănit bine, biruiește. Eu știu că întotdeauna câștig în luptă. Și acum am morală. Știi cine biruiește în viața noastră? Ăla care e hrănit mai bine. Ori Duhul, ori firea. Haideți să ne frămânzim firea rugându-ne mai mult. Ca să fim oameni ai lui Dumnezeu și să ne putem bucura de manifestarea de rugăciunii în viața noastră.